Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu, Alex Nedelcu, de la această oră vorbim despre Survivor România. Bună, Alex! Bună, Cornelia! Ne revedem din nou după o perioadă în care n-am fost împreună. Eu am fost în Dominicană, tu ai fost aici, apoi eu când m-am întors săptămâna trecută, ai avut niște probleme în familie și a trebuit să rămân tot singură pe canapea. Lasă, se mai întâmplă. E bine că ne-am sincronizat din nou, am ajuns aici împreună la ștafeta mixtă, completăm ștafeta împreună din nou. Cum a fost vacanța ta? Măi, a fost foarte frumos. N-a fost numai vacanță, pentru că foarte multă lume mi-a scris, mi-a urat concediu plăcut. Am fost acolo să vedem și ce se întâmplă la Survivor România. Asta a fost în principal să știm ce se petrece acolo, să nu fie doar ce se vede la televizor, adică să știm ce să comentăm. Și crede-mă că mi s-a părut total diferit ce am văzut acolo și ce percep tu din fața televizorului. Apoi a fost completat și de alte lucruri sejurul meu în Republica Dominicană. Am văzut și Punta Cana și Santo Domingo și Saona. Am văzut pe rețelele tale de socializare că ai promovat turismul din America de Sud. Da. A fost foarte frumos. Mi-a plăcut foarte. M-am uitat de aici și mie mi-a plăcut peisajul. Adică, da, am încercat cât de cât să redau celor care se uită pe adresele mele de socializare câte puțin din Republica Dominicană și câte puțin și din ce se întâmplă la Survivor. Pentru că tot aici se discută toate lucrurile. Oricum, ai văzut că nu te-am lăsat singur. Am avut totuși 4 ediții, tot am intrat de ștafeta mixtă aici, în direct cu tine. Unele prin comentarii, altele le-am făcut aici în direct, dar a fost frumos. Te-am văzut aici cu Irișa, am văzut-o pe Irișa, avea o rochie. Lasă, s-a stat mai bine aici în studio cu Irișa decât cu mine. Eu am rămas aici, am făcut emisiunile acasă, dar și tu ai făcut săptămâna trecută ultima emisiune. N-am putut să ajung eu, din păcate, și ai fost tu imediat după avion, ai venit direct aici, ai făcut live. Chiar mă gândeam că este o diferență mare de fus orar, sunt 7 ore diferență și aveam senzația că n-am să pot să duc emisiunea la bun sfârșit, că o să mă doboare somnul, dar nu, am rezistat și a fost o ediție interesantă cu Simona Hapciuc și Alin. V-am urmărit, după jumătatea emisiunii am reușit să vă urmăresc și eu. Mai e foarte bine. Mie îmi pare rău că după ce am plecat eu din Republica Dominicană, nu știu ce se întâmplă, domne, cu faimoșii mei. Au avut o săptămână dezastruoasă, niciodată nu s-a întâmplat să nu câștige nici măcar un joc. Mi-aduc aminte că atunci când am fost acolo în Dominicană, am văzut proba de comunicare. Am mai povestit un pic, dar tu cunoști mai bine situația și... Păi, deci aveau un vibe oamenii, senzațional a fost acel moment. Meciul a fost scurt, pentru că au și câștigat foarte repede. I-au nimicit. Da, și am văzut, a fost o atmosferă deosebită. Fiecare avea câte o coreografie, se dădeau peste cap. A fost foarte frumos. Și mă gândeam, Doamne, dacă o să o țină așa, o să avem numai faimoși în final. Ei bine, am plecat de acolo și am plecat și cu vibe-ul nostru. Da, l-am văzut, dacă tot o să intrăm astăzi în emisiune cu ultimul eliminat din echipa faimoșilor, l-am văzut atunci pe Cucu, era în extaz când au câștigat jocul, era dezlănțuit și după aia la câteva zile era foarte demoralizat, l-am văzut pe bancă, era slei de puteri și foarte supărat că a pierdut. Știi, poate că presimțea ceva, nu știu. Știi ce fericit era atunci? Mi-aduc aminte că a luat 2 puncte și a trecut chiar pe lângă noi la un moment dat. Măi, zbura pe acolo prin spate. Dar lasă că o să-l întrebăm pe el, este alături de noi din Republica Dominicană. Cucu, bună! Bună, dragilor, bună! Bine, salut, v-am salut. Găsit! Stai că exact când intru și pică telefon. S-a sincronizat bine. Vibrează telefonul. Ține-l bine. Se mai întâmplă, e mai greu de acolo din Republica Dominicană. Ce faci? Da. Ce s-a întâmplat cu voi săptămâna trecută? Doamne, exact acum scrie. Așa, la fix, la fix. Ce să spun, a fost cea mai neagră săptămână a faimoșilor, a fost o săptămână în care niciunul dintre noi n-a regăsit asta, cred că și din prisma faptului că existau multe disensiuni în echipă și noi aveam certuri în camp și
noi în camp spuneam că hai să nu mai ducem chestiile urâte în joc și când ajungeam în joc se întâmpla înainte de să intrăm, că ai văzut și tu cum era înainte de plaseu, că mai stăteam noi acolo pe bancă și de fiecare dată înainte să înceapă jocul intervenea câte ceva, câte un clinci între unul și altul. Și săptămâna trecută chiar a fost curând, am adus un singur punct săptămâna trecută și am fost dezamăgit de echipă per total, n-am avut ceva personal cu ei, doar că echipa era decimată și simțeam faptul că nu o să aducem puncte, adică n-am intrat cu vibe-ul ăla negativ în niciun joc, doar că simțeam că nu... Parcă erau ultimele noastre puteri și nu puteam efectiv să le facem față războinicilor. Și din păcate am avut săptămâna în care, nu știu dacă faimoși au pierdut vreodată 4 jocuri consecutive și plus de asta a fost și pe acel joc de 10-1 care ne-a dărâmat. Ăla a fost un joc în care s-a spart butoi cu pulbere, cum spuneam eu, s-a spart butoi cu pulbere în echipă și atunci au început cele mai mari conflicte. A fost, cred că, cel mai pregnant conflict din competiția asta în ultima săptămână a fost între mine și Sebastian, dar până la urmă eu în ultimul consiliu am zis să nu port ranchiună și am plecat cu sufletul în păcat, n-am vrut să plec cu ceartă și am zis bă, asta e, am fost eliminat, viața merge înainte, nu se termină viața mea aici, o să vină multe alte proiecte pe viitor și dacă o să mai fiu un alt survivor cândva, nu știu, la anul, peste 2 ani o să mai merg. Păi o să fie și sezonul 2, o să fie, e normal, o să mai fie sezoane. Te mai înscrii? All-Star? Da. La All-Star. O să mai merg pentru că, bine, o să mai merg și o să merg pregătit. În primul rând o să merg cu mai multe kilograme ca să am ce să dau jos, pentru că eu am mers foarte slab, ia să zic slab. Nu mai știu să vorbesc limba română, nu mai știu să vorbesc de fapt. Am mers foarte slab și nu prea am avut de unde să slăbesc, adică sunt de radiografie umană în momentul de față, sunt foarte slab. Oricum am mers slab, acum sunt și mai slab, pentru că cei de acasă ei nu-și dau seama, ei cred că noi primim off-record mâncare, dar să știți că nu e așa, adică mâncare foarte puțină, dacă nu câștigi jocuri, mor de foame, mănânci cocos și cel mai bun aperitiv al nostru, de fapt, era mic dejun, prânz și cină, era cocosul prăjit, puneam cocosul într-un capac de oală și aveam sare de mare și puneam sare de mare deasupra și asta era masa noastră de zi cu zi și puțin orez, puțină făină, făceam niște pâinici. Era bine, n-aveai cum să mori de foame. Cum? N-aveai cum să mori de foame, nici dacă voiai nu mureai de foame, aveai ce mânca. Da, dar totuși îți dai seama, să mănânci cocos zi de zi nu cred că e prea plăcut, dar la același timp pentru mine a fost o experiență inedită. Am simțit cum e să, nu știu, să fii boschetar efectiv, adică să trăiești în junglă, ce nu s-a văzut la televizor, că m-am uitat ulterior după ce am ieșit din competiție, nu s-a dat pe TV, a fost acum o săptămână și ceva, eram în camp, dormeam pe la 4 dimineața și s-a trezit cu liță speriat care are o tarantulă la cap. Și nu glumesc, era o tarantulă mai mare decât pumnul meu, adică am prieteni care au tarantule, dar n-am văzut în viața mea o tarantulă atât de mare. Și culița al meu, Gulliver, cum și ce ai făcut? Noi, i-ai dat cu ceva în cap lui culiță? Nu, culița a vrut să prindă tarantula direct cu mâna, dar i-am spus, bă, vezi că poate e veninoasă tarantula aia, să-și facă ceva și a prins-o cu ambalajul de la sacul de dormit și după aia a aruncat ulterior tarantula în foc. El vrea să o ducă în junglă să o salveze, dar am zis, bă, poate revine la noi în camp. Bine plus că asta, n-am văzut, bine că n-am fost martor la această cruzime. Da. Nu, din, dar partea, nu avea cum. Din partea tarantulei, că s-a urcat pe culiță, nu invers. Da. Da, eu sunt curios, cum ai fost tu primit, cum ai simțit, bine, noi am văzut cum ai fost tu primit în echipa războinicilor, dar cum ai simțit tu în echipa... Faimoșii, gata, da, scuze-mă, cucule. E obișnuit acolo, e obișnuit singur aici cu războinicii. Scuze că am greșit, nu da, mamă. Nu, e nicio problemă. Oricum, la un moment dat ziceam eu că vreau să mă transfer la războinici, dar asta ea n-a fost cu răutate vis-a-vis de faimoși, pentru că eu de la bun început țineam cu faimoși înainte să vin în competiția asta, dar la câte conflicte erau, voiam să fie mai calm, pentru că cei de la războinici sunt mai calmi, nu prea se certau. A fost o perioadă în care se certau când am ajuns în prima săptămână, dar după aceea
s-au concentrat mai mult pe joc și să câștige puncte și să aducă victorii în zilele de competiție. Dar tu cum ai fost, cum ai simțit că ai fost primit acolo? Ai fost primit bine? Noi am văzut la televizor cum ai fost primit, dar real, sincer, cum ai simțit că a fost adevărată primirea ok sau? Am fost primit ok, doar că cei vechi într-un fel le-am înțeles, pentru că erau de atâta vreme și să vină oameni noi care să aibă pretenții la câștigarea trofeului sau la să ajungă cât mai departe. Îi simțeam puțin așa, îmi spuneau tot timpul că noi suntem veterani, vezi, ai grijă cu noi, că noi tăiem și spânzurăm aici, noi spunem, noi ne dăm decizii. Și ulterior, din prima săptămână, am demonstrat că pot și pe traseu și că pot să aduc puncte și oamenii m-au... Am început să-și dea seama că n-am venit aici în competiția asta doar de dragul de am crește follower-ii pe Instagram sau pe toate rețelele astea de socializare, ci efectiv eu am venit pentru mine, am venit să am experiența asta inedită de la Survivor și am fost primit cu căldură. Chiar la Consiliu, dacă s-a văzut pe TV, a plâns toată lumea, efectiv toată lumea, în afară de domnul Dan, toată lumea a plâns când am plecat. Și mi s-a părut super drăguț faptul că oamenii au empatizat cu mine, pentru că au fost oameni care au fost eliminați înaintea mea, că am prins și eu câteva eliminări și nu era impactul atât de mare. Și eu, fiind doar o lună de zile, nu mă așteptam să fie un sentiment atât de frumos din partea tuturor. Dacă după o lună de zile te-au plâns, înseamnă că ai lăsat un impact acolo. S-a plâns după o lună. Zani a plâns pentru a doua oară în competiție. A plâns la eliminarea Anei și a plâns la eliminarea ta. Ieri nu putea să se ridice de pe acea bancă. Da. De pe butucul lui, paralizat era de durere. Mai ales că el a fost cel care te-a nominalizat. Da. Din păcate, nu știu, a fost o chestie de culise, cumva... Zani îmi spusese înainte cu o zi că orice s-ar întâmpla dacă ar fi favorit nu m-ar vota, doar că ce nu văd cei de acasă sunt discuții între... Eu nu am apucat să urmăresc toate emisiunile, doar că Sebastian, având conflictele cu el, Sebastian l-a influențat foarte mult să mă voteze, doar că el a vrut să o dea frumos. Eu am înțeles treaba că e de mai multe vreme cu Sebastian și a vrut să-l protejeze, să nu iasă din competiție. Și nu m-am supărat pe el. A fost o chestie pe care am înțeles-o, pentru că am avut un respect și am un respect mare față de oamenii vechi din competiția asta, pentru că eu într-un de zile am rezistit foarte multe chestii și nu vreau să mă gândesc pentru oamenii care sunt acolo de 4 luni și ceva cum se simt ei departe de familie, departe de tehnologie, departe de faptul că nu aveam nici măcar un ceas la mână sau nu puteam să întrebăm. Dacă întrebam cât e ceasul, nu ni se răspundea. Păi la ce trebuia ceas? Cel puțin doar când eram pe... Știi care e faza? Că psihologic vorbind trebuia să știi cât e ceasul, pentru că trebuia să te gândești cât e ceasul înainte să te pui la somn, să știi cât poți să dormi bine. Eu nu prea am dormit luna asta. Mă trezeam foarte des și eu și colegii mei, că mă trezeam noaptea pe la 3-4 dimineața, cred că era... Și jumate de echipă nu dormea, ba stăteau la foc, ba plecau pe plajă când eram pe insulă, ba plecau prin junglă când eram în campul din junglă. Adică, nu știu, a fost, e clar experiența vieții mele și o parte din mine a rămas aici și o să rămân aici, doar că sper eu să rămână partea rea din mine, să plec cât mai curat. Adică oricum eu am plecat curat, am fost foarte asumat de la bun început și până la final. Eu mi-am dat cu părerea real, nu am vrut să fiu de partea cuiva, pentru că mi se spunea faptul că sunt prea dual, că ba, sunt cu Zani, mâine suntem cu Guliță, că na, ei doi erau cumva șefii grupărilor, celor două grupări din trupa faimoșilor. Și eu le-am spus de la bun început, eu nu o să vreau să fac parte dintr-un grup, probabil parte din strategii m-am implicat. Pentru că asta e jocul, trebuie să fie și anumite strategii, pentru că nu puteam să dau voturi așa din stânga și din dreapta, trebuia să-mi dau seama în ce direcție se înclină balanța. Singurul meu vot care a fost dat în aer a fost în momentul în care l-am votat pe Zani, știind că oricum nu o să primească voturi și nu voiam să-l nominalizez, să-l votez să iasă în față. Și, din păcate, anumiți bine. Tot timpul părerele sunt împărțite și oamenii de pe online spuneau că, bă, de ce l-ai votat pe Zani? Tu care ai spus de Zani că vrei să câștige, că îl vezi câștigător. Și eu am explicat treaba asta și în Consiliu și după în camp i-am explicat lui Zani. Zani m-a înțeles, adică n-a fost o chestie în care să spună, bă, de ce m-ai votat? A fost efectiv un vot în aer, pentru că nu știam pe cine să votez în momentul ăla.
pentru că nu era Sebastian în față și la Luca, pentru că eu, conflictele mele au fost cu cei doi și cu ei doi nu m-am înțeles foarte bine, pentru că erau oamenii care stăteau acolo și declanșau conflictele dintre noi. Ei sunt oamenii care o să vadă lumea de acasă. Dar ce se întâmpla cu Raluca? Că, spre exemplu, nu prea am văzut cum declanșează ea vreun scandal. Asta nu vedea lumea, pentru că știa cum să se ferească de lucruri, să nu se vadă pe TV. Ea era genul de persoană care stătea, se prefăcea că doarme, stătea după copac, stătea după baracă și asculta discuții dintre noi. Și problema mare era că discuțiile dintre noi erau într-un fel, iar ea, grupării, Sebastian, Zani și Cosmin, nu pot să-l implic, pentru că Cosmin e un băiat extraordinar și un băiat care, el e foarte bun și cu un bun simț, e un sportiv adevărat de săvârșit, care are disciplină și are minte în cap. El nu s-a implicat, doar că Raluca auzea discuțiile noastre, care nu erau vizați poate Zani și Sebastian. Și după aia se ducea și vorbea? Că le distorsionea, da. Da, dar le spunea puțin distorsionat. Le făcea în așa fel încât să părem noi că suntem răutăcioși față de ei și că avem noi ceva cu ei și că suntem conflictuali. Pentru că mi s-a reproșat faptul că eu eram conflictual de când am venit în competiție. Nu, eu am fost real și probabil de-aia mi s-a reproșat foarte mult faptul că sunt conflictual. Nu, eu n-am venit aici să mă cer cu nimeni. Pentru oamenii de acasă care mă știu și prieteni și pună și oamenii care mă urmăresc prin prisma proiectului Noaptea Târziu, știu că sunt un om cum se cade, sunt un om la locul lui care nu își caută ceartă în public. Înainte de a ne spune de ce și de la ce a izbucnit scandalul cu Sebastian, vreau să-i rog pe oamenii de acasă să intre și pe site-ul nostru www.aubis.ro. În acest moment pot viziona acest live. De altfel, pe viitor, toate live-urile și emisiunile noastre vor fi difuzate doar pe site, așa că ați face bine să treceți de pe Facebook pe site-ul www.aubis.ro și să scrieți și o serie de comentarii și întrebări la adresa invitatului nostru de astăzi, pentru că eu de regulă mă uit la tot ce scrieți dumneavoastră aici și încerc să îi transmit și lui tot ce vă interesează pe dumneavoastră. Și acum iar o să revin la Cucu și o să-l întreb, așa cum spuneam puțin mai devreme, de ce s-a certat atât de tare cu Sebastian sau de ce nu s-a apropiat de Sebastian? Da, să răspund. Eu, primele zile, m-am apropiat de toată lumea, am discutat cu toată lumea. Ce m-a deranjat la Sebastian e faptul că în conflictele noastre, bine, era și chestia aia, dacă eu spuneam că e prost, și el spunea că e prost, că era dreptul la replică și cumva trebuia să o dea din ce în ce mai rău. Adică mi-a dat niște reproșuri de nu mă așteptam din partea lui. Faptul că sunt umbra lui Cuza, faptul că eu m-am lăudat că am avut concert în fața 120.000 de oameni, dar de fapt a fost un concert în care au fost mai mulți artiști și n-au venit pentru trupa Noaptea Târziu. În condițiile în care el în prima zi când am venit mi-a spus că a fost la unul la niște concerte ale noastre, că era fan mare și că ascultă parodiile noastre și știa parodii. Și asta m-a deranjat foarte mult pentru că n-a fost real, n-a fost trup pe cameră și în spatele ei era bine. Noi am fost filmați, suntem filmați 24 din 24, dar mai sunt zone unde poți să vorbești mai încet, unde poți să nu fii văzut de cameră și probabil nici n-au dat la montaj dacă era în fața camerei, n-au dat chestiile frumoase dintre noi. Bate vântul. Doar că, da. Da, nu, am foarte multe notificări și de-aia mai vibrează telefonul, nu pot să le opresc, n-am cum să le opresc. Și eu ce m-a deranjat de la el e faptul că când ne certam, tot timpul mă întreba cine sunt eu și la un moment dat am izbucnit, am fost la modul, am început să-i spun faptul că el s-a lăudat, mi s-a lăudat mie, că el a fost jucător de Liga 1, că a jucat a jucat 100 de meciuri și a completat faptul că a jucat la Steaua și eu nu știam înainte să vin în competiție, nu știam cine e, știam doar că a făcut fotbal, dar nu știam la ce nivel, cum a făcut, doar că el... În contextul dat, am dedus faptul că el a jucat 100 de meciuri la Steaua. Adică eram, bă, dar cum naiba nu te știam? De ce nu te știam? Și în momentul în care eu i-am spus cine sunt, i-am spus cu adevărat cine sunt și nu m-am încăcat, mă scuzați că spun treaba asta, și i-am spus faptul că, bă, am o carieră de 7 ani în spate, am muncit enorm de mult ca să ajung până aici și am început să, la nervi spui tot ce îți vine în cap. Și am spus chestiile mai mari pe care le-am făcut în viața mea, faptul că
am cântat în fața 120.000 de oameni și el n-a văzut în viața lui atâția oameni în fața lui. Am spus, eu am înșirat anumite chestii și el după aceea le-a schimbat în modul în care mi spunea că, bă, că tu te lauzi, cine ești, că tu ești vedetă, că tu ești mai cunoscut decât mine, și m-a deranjat treaba asta, pentru că el inițial se lăudea el cine e el, fără să-l întreb eu, fără să mă intereseze neapărat cine e el. Adică eu am stat cu fiecare în parte și am discutat, bă, cine ești, ce faci, dar cu el n-am avut o chimie. Adică el a venit și s-a apropiat de mine, încerca să mă cumpere cumva, să-mi dea pătură, să-mi dea aia, și mi-a dat seama că el se folosea de treaba asta cu anumiți oameni, cel puțin cum e și Andreea când a intrat în competiție, a încercat să se folosească de noi, să fie de partea lui. În momentul în care eu l-am votat, l-am trecut pe foaie, el s-a ofuscat foarte tare faptul că de ce l-am votat, adică pe ce motive, și eu, sincer să fiu, când l-am votat prima dată, eram după 2 săptămâni, parcă, de competiție, și în alea 2 săptămâni, fără să mă laud sau ceva, eu adusesem mult mai multe puncte decât el și procentul de intrări ale mele era mult mai mare față de el în momentul respectiv, pentru că pe mine nu m-a interesat ce a făcut el înainte de să ajung eu. Înțeleg că a adus multe puncte pentru faimoși, bravo lui. Doar că bine, era normal să-l, nu-l, el a jucat mai puțin, pentru că fiind și foarte bun și războinici au strategiile lor, să nu îl ia la joc. Probabil de aceea considerau că tu ești mai la început și e normal să te... Că sunt veriga slabă, da. Nu veriga slabă, adică pentru că n-am fost nici cel mai bun, dar nici cel mai slab, sincer, în această competiție. Am recunoscut faptul că la un moment dat am fost veriga slabă a echipei. Doar că ce mă leva la el era faptul că se lăuda prea mult și nu-mi plac oamenii lăudăroși care trăiesc în trecut, pentru că el îmi pomenea de ce făcea acum 2 luni, înțeleg? Eu i-am înțeles pe toți cei vechi în competiția asta, pentru că eu într-o lună de zile am resistit foarte multe chestii. Nu vreau să mă gândesc la oamenii care sunt aici de vreo 3-4 luni, că e foarte greu să stai aici. Doar că din toți oamenii, pentru că ajunsesem să fie regula de 3 și doar băieții puteau fi votați, el mi s-a părut cel mai slab în momentul ăla, nu puteam să mă votez pe mine. Și el, dintre toți băieții, mi s-a părut cel mai slab, pentru că Ștefan a venit în competiția asta și e cel mai bun procentual, vorbind, are cel mai multe puncte aduse de când a venit aici, adică are un procent de peste 60% de victorii. Zani intra, aducea puncte, Cosmin la fel, Culiță la fel, mai pierdea și el, a pierdut puncte importante Culiță, doar că îl vedeam mai bun decât Sebastian. Sebastian era un om și este un om extraordinar pe traseu, adică nu cred că a pierdut vreodată traseul, doar că el pe finalizare, din păcate, nu era bun. Adică avea prindea foarte puține finaluri fericite. Și ăsta n-a fost un reproș, a fost doar o remarcă. Și pe el l-a deranjat faptul că un om nou, eu fiind omul nou, spune treburile astea pe față. Pentru că inițial n-aveam de ce să-l votez din punct de vedere social și trebuia să găsesc un motiv pentru care îl votez. Adică nu doar să dau un vot în vânt. Și asta l-a deranjat foarte mult și de acolo au început disensiunile dintre noi și el, având experiența asta de 3 luni în emisiune, știa exact cum să mă facă să apese pedala de accelerație, să fiu nervos, să încep să scot răutate din mine, și a reușit de 2 ori să facă treaba asta. Publicul de acasă a fost împărțit, unii mi-au dat dreptate, alții m-au zis, bă, cine ești tu să te legi de Sebastian? Eu efectiv am spus treburile astea. Nu știu, oamenii de acasă nu înțeleg că e foarte greu psihic, pentru că, în primul rând, nu ai mâncare, nu dormi bine, nu știi ce se întâmplă acasă, ești fără tehnologie, fiind obișnuit cu foarte multă tehnologie, nu știai nimic ce se întâmplă și, fiind cu toți factorii ăștia, nu aveai cum să reacționezi într-un mod foarte plăcut, pentru că era presiunea faptului că eu, în fiecare joc de imunitate, aveam presiunea faptului că pot să fiu nominalizat fiind cel mai nou din echipă. Și vă dați seama că luptam, nu știu, 200% dădeam din mine să aduc puncte pentru echipă. Și ei uneori, asta, treaba asta poate nu se vedea, poate publicul de acasă nu vedea. Nu zic, nu le reproșez faptul că nu își dădeau interesul, doar că erau mai relaxați decât noi, decât bine și Ștefan, de exemplu. Erau mai relaxați pentru că știau cumva faptul că, fiind mai vechi, publicul de acasă e mai apropiat de ei, puteam să vin cu 1 milion de followers. Nu contează followers și de pe Instagram sau faima cu care vii de acasă, contează faptul că oamenii de acasă care urmăresc emisiunea și-au creat au avut empatie față de anumite persoane. Și dar vă dați seama crezi? Că nu puteam dar, reveni uite, de Ștefan, 2 săptămâni să... Uite, Cucu, dar Ștefan a venit tot mai spre final
Și da. Am văzut că a fost votat chiar acum o săptămână. A fost considerat favorita. Oamenii au pus votul pe numele lui Ștefan. Da, au pus. Într-adevăr, au pus. Eu m-am bucurat foarte mult pentru el. Doar că am avut și, vis-a-vis de asta, am avut și o discuție cu el, pentru că el, fiind favoritul publicului, vă dați seama că cumva și-a luat-o în cap, dar nu foarte tare. L-am simțit că avea un pic de alură de asta de mamă, eu sunt șef acum. Și am avut niște discuții cu el, el fiind o fire foarte impulsivă și reacționând foarte urât uneori. L-am pus cu botul pe labe și am explicat anumite chestii, să fie mai calm, să nu își dea alură de șef în echipă. Și mă bucur foarte mult că a înțeles treaba asta și că a început să se tempereze. Eu sper să... Eu am spus că îl văd câștigător pe Zani, dar sincer eu îl văd finalist pe Ștefan și nu m-aș întrista dacă ar câștiga. Cred că, paradoxal vorbind, pentru că sunt două tabere diferite, Ștefan într-o tabără și Zani într-o altă tabără, oricare dintre ei ar câștiga, eu aș fi foarte fericit pentru amândoi. Pentru că Zani mi se pare pachetul complet cu totul. E și Caterin, care are și Lucu pe care îl are, e aici de atâtea luni și merită faptul, merită să câștige. Și Ștefan, intrând cu a doua șansă, da, fiind mai nou, uite că a reușit să fie favoritul săptămânii în una din săptămâni și plus de asta a reușit să aducă foarte multe puncte pentru faimoși. Și uite, încă o chestie care m-a deranjat mai tare decât m-a deranjat faptul că Sebastian zicea lucruri despre mine, m-a deranjat faptul că Sebastian i-a reproșat la un moment dat lui Ștefan că nu e bun pe sportiv, în condiții care era vizibil faptul că Ștefan... Din intrările lui, el are un procentaj enorm, are un procentaj de 60%, 60% de victorii și aducea mai mereu puncte. Se mai întâmplă, la finaluri nu... E vorba și de noroc, pentru că întotdeauna se schimbă finalurile. Eu, de exemplu, am avut... Eu, nefiind sportiv, el fiind fost... el fiind fost portar, el dă altfel cu lucrurile, adică știe să dea cu mingea, cum s-ar spune. Iar eu, având întotdeauna lucruri noi cu care trebuia să arunc, îmi era foarte greu, pentru că la televizor vezi o chestie, vezi un săculeț și zici, a, lasă, că știu eu ce greutate are, știu cum se dă. Dar eu, punând mâna pentru fiecare, pentru că nu te lăsa să faci, să te folosești de lucruri, să te antrenezi înainte de să intri pe traseu, eu vă dau seama că de fiecare dată aveam un șoc. Eu vedeam mingile alea și eram, zic, mama, astea sunt grele, astea sunt ușoare. Și nu te-ai antrenat în camp? Ba, erau prea grele, ba, prea ușoare. Și asta mă... Îți dai seama că era presiunea aia în care știai că cel din stânga ta, el deja știe cam ce greutate au chestii și știa să dea mai bine decât mine. Era o presiune în plus față de mine să, când ajungeam la final, pentru că era și panica aia, pentru că erau, am intrat în anumite momente ale jocului în care era presiune foarte mare, în cazul în care pierdeam un punct, se cam ducea jocul de râpă și am avut, e o presiune enormă pe care oamenii, poate nu o conștientizează, e foarte ușor să stai în fața unui telefon sau în fața televizorului și să comentezi că, mamă, ce ușor e că cine ești tu să spui anumite chestii și de ce nu dai randament pe traseu, dar e foarte greu. Chiar dacă am spus chestia asta despre Sebastian, eu respect pentru faptul că e acolo de atâta timp și că a adus puncte pentru faimos și cred că o să o mai aducă. Eu nu vreau să mă duc acasă cu gânduri rele vis-a-vis de orice concurent din Survivor România, mai ales de la, în special de la, din echipa mea. Dar eu v-am spus lucruri pe nume, ce vă spun vouă acum, i-am spus și lui în față, adică nu sunt lucruri pe care le spun acum ulterior după competiție, pentru că simt faptul că el acum nu urmărește emisiunea și că pot să vorbesc orice despre el. El nu urmărește emisiunea, nu știe ce vorbesc eu la diferite emisiuni și Lasă pe live-urile după ce de pe iese. Instagram. Cum? Să uite după ce iese. După ce iese. Da, după ce iese, da. Stai că povestește, spune și el la testimoniale ceva, probabil. Da, corect. Și na, asta e treaba. Sunt multe lucruri pe care oamenii de acasă nu le văd și nu înțeleg. Eu, într-un fel, înțeleg, pentru că sportul nostru național e dat cu părerea, din păcate. Și na, unii oameni nu conștientizează faptul că e cea mai grea competiție la care poate să meargă cineva, adică cel mai greu reality show ever. Adică au fost Big Brother care era, stăteai într-o casă, aveai mâncare, aveai de toate. Sunt, nu vreau să le înșir pe toate, pentru că nu are sens, oamenii știu ce competiții sunt în România și în toată lumea. Da. Spunea Zani faptul că, scuzați-mă, zic, asta știu pe mă întrebați voi, spunea Zani că, bă, am vrut să vin și eu într-un reality show și am nimerit în cel mai greu ever. Și am zis, da, frate, chiar ai nimerit cel mai greu. S-a blocat imaginea. Tu continuă că te-ai blocat pe cadru. Da, pe eu cadru. Un pic, știi că sunt destul de multe probleme da? cu
internetul. O întrebare de pe site-ul nostru obispo.ro, pentru că am promis că o să citim și mesajele. Spunea așa, Cucu, nu-ți pare rău că ai votat-o pe Irișa, cea mai bună fată de la Faimoș? Cred că dacă Irișa mai era acum în concurs, Raluca ar fi plecat acasă și mai aveai o șansă să rămâi, pentru că grupul Elenei ar fi fost majoritar. Sincer, îmi pare rău că am votat-o pe Irișa acum. Bine, mi-a părut rău după prima săptămână, când mi-am dat seama cu adevărat cine era Luca. Eu o știam pe Irișa. Dar ce părere aveai atunci despre Raluca și ce părere ai acum? De la bun început am văzut o fire care încerca să se impună în fața celor noi, adică în fața mea și Andrei, spunea anumite chestii, dar într-un fel am înțeles-o. Și nu mi-am dat seama ce fel de persoană e. Mi s-a părut o persoană asumată care spunea lucrurilor pe nume, dar asta am observat. În schimb, Irișa nu mi-am dat seama, adică eu cunosc de acasă, mi s-a părut puțin diferit în competiția asta și din prisma faptului că era deja de o lună și ceva în competiție și a fost afectată și toți sunt afectați și toți am fost afectați și cei care au plecat din competiție poate să confirme treaba asta. Și îmi pare foarte rău că n-am votat-o pe Raluca. Eu și când, nu știu dacă s-a pus pe TV, că n-am ca să mă uit la toate emisiunile, eu în momentul în care am nominalizat am spus faptul că o votez pe Irișa, dar următoarea persoană pe care urmează să o nominalizez e Raluca, pentru că mi s-au părut două persoane cumva egale pe plan sportiv și din păcate Raluca mi-a confirmat faptul că era mai stabă pe plan social, cel puțin în camp și nu neapărat vis-a-vis de oameni de acasă, dar dacă în camp era pe plan social era mai slabă, înseamnă că și oameni de acasă sper că și-a dat seama de anumite chestii despre ea. Și îmi pare nespus de rău, chiar urmează să vorbesc astăzi cu Irișa și să-mi cer scuze faptul că am fost unul din cei șase care am votat-o să fie în față, doar că eu după ce am votat-o totuși am avut speranța fiind nominalizat și cei de la Războinici, am avut speranța faptului că o să rămână în competiție și că oamenii de acasă o să voteze, pentru că era de mai multă vreme în competiție și era și destul de cunoscută înainte să vină în competiția asta și avea oameni care o votau. Oamenii l-au votat mai mult pe Bogdan atunci decât pe Irișa. Exact cum spuneai tu la începutul intervenției tale aici în competiție, la noi, la emisiune, spuneai că nu contează câți fani și câți urmăritori ai acasă, nu contează ce imagine îți faci cu adevărat în Republica Dominicană. Da. Așa, una peste alta, chiar îmi pare rău că am votat-o pe Irișa și n-am votat-o pe Raluca. După cum am spus și în emisiunea doamnei Teo, eu sper că acum nu mai e regula de 3, sper ca următoarea persoană care se voi iasă din competiție și nu zic cu răutate, doar că eu sunt un om asumat care, efectiv, dacă sunt întrebat o chestie, eu răspund și acum nu spun doar că vreau să o defăimez sau vreau să ca oameni de acasă să fie influențați de către mine. Doar că spun dorianța mea, eu sper ca următoarea persoană care o să iasă din competiție să fie Raluca, pentru că oricum noi, dacă nu eram cu regula de 3, fetele știau faptul că noi băieții voiam să mai scoatem din fete, pentru că e o diferență între Maria și fetele acolo de la noi. Cum? Erați și majoritari. Da, da. Și Raluca nu e cea mai bună din competiția asta, nu a fost și sunt alte fete, adică cel puțin Andreea, eu sper să îi intre finalurile, pentru că e o fată extraordinară pe care am cunoscut-o înainte să vină în competiția asta și e o fată cu foarte mult bun simț și sper să nu se lase influențată prea mult de oameni, pentru că e o persoană care nu neapărat că e credulă, dar că e puțin mai ușor de influențat decât anumite persoane din camp și sper să demonstreze mai mult decât a demonstrat până acum, pentru că e o fată care e foarte bună pe traseu. Doar foarte că bună și Elena și-a revenit în ultima vreme, am văzut-o pe Respire traseu. Chiar dacă nu... Măi, chiar dacă faimoșii au pierdut jocurile din săptămâna aceasta, totuși Elena a făcut o figură frumoasă. Da, da, foarte frumoasă figura și mă bucur pentru Elena, pentru că am discutat cu ea în prima săptămână, pentru că era foarte supărată de faptul că oamenii au din camp au ceva cu ea și am spus, băi, fată,
că eu în prima săptămână când a venit Elena era pe bară pentru că era accidentată și am spus încearcă cumva să, nu știu cum, să treci la Doamne, Doamne, să poți să intri pe traseu, să poți să demonstrezi pe traseu că ești bună și că nu stai degeaba în echipă și uite că mi-a demonstrat mie și oamenilor de acasă și echipei că după 4 luni jumate, aproape 5 luni, ia de randament și a reușit să aducă într-o zi 3 puncte, ceea ce mi se pare foarte mult. Vreau să te întreb, ce crezi că ai fi putut să faci tu ca oamenii de acasă să te voteze în număr mai mare și să rămâi în competiție? Diferit de ce ai făcut până acum. Nu știu, cred că probabil dacă aș fi vrut să fac asta, dar nu cred că eram eu. Eu nu sunt un om care să ceară votul publicului, eu sunt un om care am lăsat oamenii de acasă să decide dacă merit să fiu votat și merit să merg mai departe și nu am încercat să fac tertipuri încât să fiu votat de lumea de acasă pentru că au fost anumite persoane și sunt anumite persoane în echipa faimoșilor care încearcă prin anumite strategii și, bine, sunt vorbite de ei, sunt strategii încât să fie votați de către public săptămânal. Zine și nouă strategia, că poate ajungem și noi la Survivor și să vrem și noi votul publicului. Să edificăm și pe oamenii de acasă. Da. Ești un om asumat, ai spus lucrul ăsta. Sebastian e una din persoanele care încearcă tot felul de lucruri și e o persoană cu suflet mare, nu pot să neg asta, are și problema cu fratele lui și dacă cumva fratele lui o să vadă video-ul ăsta, vreau să îl respect maxim și multă sănătate și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu fratele lui Sebastian, chiar am empatizat și o să empatizez toată viața cu treaba asta, doar că eu îl înțeleg faptul că e dor de soție, faptul că e dor de familie, doar că el îmi spunea mie faptul că eu nu sunt asumat și că nu sunt bărbat, dar el mi s-a părut cel mai plângăcios bărbat din bărbat. Da, cel mai plângăcios, că nu zic că e băiat, că e bărbat, doar că nu avea chestia aia. Bă, sunt bărbat, nu plâng de fiecare dată. El plângea de la orice chestie, adică parcă intra de fiecare dată o muscă, o muspliță în ochi. Și se vedea, adică eu simțeam faptul că o face cumva forțat și o face pentru a vedea publicul de acasă faptul că el e o persoană bine, care plânge de la orice și așa mai departe. Am văzut o latură a lui și bărbătească, adică atunci când vine vorba de conflict, el are o atitudine bărbătească, dar când vine vorba de emoție și să transmită publicului o sensibilitate, da, e adevărat ce spune Cucu, reușește să ajungă la sensibilitatea aia care e în antiteză cu persoana care e atunci când se ceartă sau când e, bă, dacă ești într-adevăr așa, de ce trebuie să fii și așa în partea asta? Da, și uite, eu sunt o persoană foarte sensibilă, doar că aici la Survivor am avut conflictele pe care le-am avut cu Sebastian și a ieșit puțină răutate din mine, dar cumva nu că mi-am spălat păcatele, doar că mi-am spus faptul că îmi pare rău, pentru că cred că știți și voi când vă certați cu cineva că la un moment dat spun niște cuvinte care dor, pentru că dacă eu spun unui om că e prost și el trebuie să răspundă cu aceeași monedă să spună că sunt și mai prost și lucrurile escaladează. Păi asta și, e cel mai mișto. Cum? Glumesc, asta e cel mai amuzant. Da și eram ca niște copii acolo, adică toți concurenții de la Survivor sunt niște copii, adică am fost niște copii. Eu mi-am retrăit copilăria în competiția asta pentru că eram, pentru mine, reporterii și oamenii din spate erau părinții mei și eu făceam ce îmi spuneau ei, adică n-aveam voie să ies din cuvântul lor. Și la un moment dat, când ți se ia jucăria, adică mâncarea, hrana, reacționezi foarte urât. Și na, asta aveam să spun, faptul că Sebastian uneori exagerează. Nu zic că au fost momente care, efectiv, că uite și eu când am ieșit din competiție am plâns și am plâns pe bune, nu am fake-uit plânsul. Când ai adică plâns? Am avut niște să... Am plâns chiar în ultimul consiliu. Când am bine, ieșit din competiție, pe lângă consiliu ai mai plâns? De nervi am plâns. Pe lângă consiliu am plâns doar de Paște, când au fost mesajele de la familie, de la cei apropiați. Și sincer să fiu, am plâns mai mult la mesajele colegilor mei decât, bine, am plâns și la faptul că mi-am văzut nepoțelul și fratele și cumnata, doar că am plâns mai mult la colegii mei pentru că știam că eu eram doar de o săptămână în competiție, adică nu era dor atât de mare față de familie. Ai plâns la necazul și lor. Am plâns la necazul colegilor mei care, da, am patizat pentru că știam că, bă, au fost luni de sine care nu i-au auzit, dar mi trebuie să-i și vadă că le trimit un mesaj.
Și am empatizat cu ei și am plâns pentru că i-am văzut cât de, na, cât de fericiți erau și cât de triști erau că nu poate să fie alături de ei. Oricum, și asta vreau să spun, faptul că anumite persoane fake-uiesc plânsul, nu vreau să le mai țin ranchiună, nu vreau să dau cu răutate, doar că până la urmă fiecare joacă cartea acolo, adică e un joc al minții, e noaptea minții în Survivor și fiecare joacă cartea, eu am jucat-o mai prost, dar în același timp nu sunt supărat că am ieșit mai devreme decât mă așteptam. Bine, ai intrat și tu parcurs, ai intrat, parcurs, ai intrat un dezavantaj. Cam, da, e un mare dezavantaj, e un drum, un parcurs foarte lung pe care ei au obținut multă autonomie în fața celor de acasă încă de la început. Da. Stai, ai grijă acolo să nu te înțepe vreo albină. Am văzut că te jucai cu două capace de bere. Ți-a fost poftă de bere în Republica Dominicană? Băi, da. De ce să vă mint? Mi-a fost dor. Și am băut... Hello. Stai că trec oameni. Ola, ola. Am trecut... gen, a fost o lună în care am băut doar apă. Și am băut într-un singur reward. Am băut un pahar de suc. În rest doar apă și orez. Și da, e greu, e greu când nu ai toate lucrurile, nu ai ce îți dorești tu, adică e foarte ușor, noi și voi de acasă trebuie să apreciați mai mult când, nu știu, puteți să vă cumpărați un suc, puteți să vă cumpărați un pachet de țigări, puteți să vă cumpărați mâncare, o pâine, puteți să vedeți un meci, să puteți să vă uitați la televizor, trebuie să apreciați foarte mult treburile astea. Și da, Cucu, e adevărat că e foarte frumos sau, uite, de apreciat să vezi o față cunoscută din România când acolo la fața locului. Vreau să întreb cum ți s-a părut atunci când noi am venit pe traseu, noi delegația aceea din țară. A fost să le povestești oamenilor de acasă, că poate eu am încercat, dar altfel vine din partea unui faimos care a și câștigat atunci. Da, a fost o zi excelentă. Noi știam înainte cu câteva ore că o să veniți mai mulți oameni și ne-au spus să vă comportați frumos. Și bine, noi oricum, noi să știți că, na, tu care ai fost acolo, să știi că noi așa ne comportam de fiecare dată. Bine, au fost momente în care oamenii de la televizor au văzut când eram conflictual și eram nervos, dar în ziua aia chiar eram cu un vibe super pozitiv și veniți și voi acolo, mă simțeam ca la un meci de fotbal în care era cu casa închisă, adică vedeam oameni care ne încurajau de pe marginea traseului, pentru că noi, fiind în competiția asta, fiind oameni profesioniști acolo, vă dați seama că doar noi puteam să ne susținem. Ceilalți doar filmau și stăteau să uitau la noi. Erau pur și simplu profesioniști. Dar voi fiind acolo și văzând susținerea voastră, a fost un vibe excelent. Adică a fost cea mai frumoasă, nu știu, a fost prin top 3 zilele mele, din zilele mele de la Survivor România. Și m-am bucurat enorm când am câștigat și m-am bucurat enorm că v-am văzut pe voi și am văzut că mai sunt oameni. Pentru că noi în competiția asta ne vedeam doar aceleași fețe. Vedeam oamenii de pe traseu care lucrau acolo și vedeam oamenii din campuri. Atât. Noi nu aveam voie să avem contact cu alte persoane, mai treceam pe lângă alți oameni, dar nu aveam voie nici să-i salutăm. Nu aveam voie, pentru că dacă îi salutam, puteam să fim sancționați. Ba să ne se taie de mâncare, ba să nu mai primim reward-uri, ba să una alta. Și venind voi acolo, nu știu, a fost așa, am simțit că, la modul simțeam că sunt oamenii de acasă, au venit o parte din ei să ne urmărească, adică simțeam că, nu mai e pandemie, știi vorba aia, că acum, bine, am văzut că s-a mai dat din restricții și că am început și la meciul de fotbal să fie spectatori, dar am simțit că, uite, că poate să vină oameni să ne urmărească, să ne susțină. A fost frumos, a fost o zi foarte frumoasă, Alex, ți-am spus, mi-a plăcut foarte mult, mai ales eu fiind și de partea faimoșilor în emisiune, cum au câștigat. Dacă e una din top 3 ale lui, pe celelalte două o să ni le povestească atunci când va veni aici la noi în studio. Te așteptăm aici, Cucu. Te așteptăm în studio să le reamintim oamenilor de acasă că acest live poate fi urmărit și pe site-ul nostru www.wowbiz.ro. De acum înainte, toate emisiunile noastre vor fi mutate pe site, așa că ar fi bine să treceți de pe Facebook pe site-ul wowbiz.ro. O să-l așteptăm și pe Cucu săptămâna viitoare aici, să ne povestească tot ce a trăit în Republica Dominicană. Două zile. Să
Să ne spună și celelalte două zile. Bănuiesc că e cea în care a câștigat 4 puncte și probabil și prima zi când s-a dus acolo. Prima zi și aia cu 4 puncte a fost extraordinară. Povestim mai multe acasă, n-are să... Povestim mai multe acasă. Consumăm din subiecte, da. Da, sunt ferm convinsă că vom avea foarte multe subiecte de discutat aici. Îți transmitem toate cele bune de aici din România. Să te bucuri de ultimele zile de acolo, de vacanță acum din Republica Dominicană, da. Și să ne vedem cu bine aici, Cucu. Da. Vă pup și vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem acasă. Abia aștept să ne vedem felicitări acasă. Felicitări pentru competiție, felicitări Cucu. Pentru tot ce ai făcut acolo în competiție și așa cum mi-ai zis tu mie pe traseu dacă am fost mândră de tine, ți-am zis și atunci că da, am fost mândră de tine în competiție, am fost ultima persoană care i-a luat interviul lui Cucu înainte de a pleca acolo în Republica Dominicană. Da, 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 da. Și eram, repet, foarte fericită în clipa în care l-am văzut pe traseu și am văzut cât de bun era acolo. În plus, mie mi-a plăcut în competiție, dar așa e jocul, unul trebuie să iasă, până la urmă va fi un singur survivor. Bineînțeles. Da, o chestie foarte importantă pe care am învățat-o la survivor, am învățat să pierd. Și asta e un lucru foarte important, pentru că oamenii de obicei nu știu să piardă și se frustrează. Eu am învățat să pierd și sunt foarte mândru de mine și de ce am făcut, orice mi-a spune lumea, eu... Am dat tot ce am putut în competiția asta și cred că s-a văzut. Cred că publicul de acasă a văzut treaba asta și nu știu. Și a plâns odată cu tine, să știi, la plecare. Eu de 2 ori am plâns la Survivor în acest sezon, la plecarea Anei și la plecarea lui Cucu. Te așteptăm la noi în studio. La revedere. Vreau să le mulțumim și oamenilor de acasă că au fost alături de noi, să le mulțumim pentru mesaje. Să nu plece, pentru că, stai că voiam să zic mai că avem o emisiune. A învățat să piardă. Cred că e sezonul. În caz că nu avea bani băgați în criptomonede, mulți au pierdut, au învățat să piardă zilele astea, așa că... Da. În caz că dacă era și la Survivor și avea și în criptomonede, a învățat să pierdă bine tare. Lasă că o să câștigem mai mult aici când va veni în România. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și nu plecați, în 10 minute vreau să reveniți aici pe wowbiz.ro pentru că avem un nou invitat de data aceasta, războinicul Sorin va fi alături de noi pe canapea și va spune tot ce s-a întâmplat la vine Survivor. Sorin? Vine Sorin. Aoleu, da. Să stea lumea cu gura pe noi. Vă pupăm și vă urăm o după amiază plăcută. La revedere!